Cor de luz. Da cor de luz. Yeah, ni cor de luz. Da, suntem înapoi aici pe cor de luz. Se pare că am revenit. Da, de unde am plecat și anume de pe Corbelo. Deci să vedem modificările la cont și anume toate amănunțite. Mai bine zis, să facem revizion tehnică. Deci când merg cu mașina la... Pentru cine are mașină, că eu nu am. Corect? Eu folosesc doar tramvai, prostii de-astea, bicicletă, nu, autobuz, microbuz și taxiul. Și în partea dreaptă sau în spate, dacă mă duce cineva cu mașina. Bun, deci. Dar cunosc mult mai multe despre mașini și despre legislație decât cei care au permis, dar asta e partea a doua. Și lucruri chiar tehnice. Deci, când mergi cu mașina la service, nu, pardon, nu la service, la ITP, trebuie să-ți faci ITP. Ce înseamnă ITP? ITP este un acronim. Ce este acronimul? Adică niște prescurtări de la un nume. Deci, ITP înseamnă inspecția tehnică periodică. Și acum pot să zic că o să facem ITP-ul la caracterul meu de pe Metin 2 și anume sura arme. Să vedem ce avem aici. Un sura arme. Bun. Bă, lasă-mi cu prostiile, că toată lumea știe ce caractere avem. Bun, deci, ce am făcut aici? Level 95, epi, am tras destul de tare. După cum ați văzut și în clipurile precedente, am avut medalia eroilor, așa, mai am avut la sus, aici în dreapta, 50% bonus EXP și inel experiență, da, și. Deci am avut 150 experiență, bonus experiență, așa, bun. Și pot să vă fac un mic anunț, dar asta este doar pentru cine este atent la clip. În 24 septembrie se împlinește un an de cât este deschis Metin 2 RO Cordelu și atunci voi prezenta tot ce am eu pe server și anume pe Metin 2 RO Cordelus, conturi, iteme, resurse, tot, o să vedem. Va fi un clip așa un pic mai special. Bun, deci. Sau vă arăt, nu vă arăt. Oricum, conturile le arăt, dar resursele nu prea cred că vă interesează. Bun, deci. Level 95. Din pet mai am 41 de zile. Și, dar nu, hai să vă zic eu, inițial eu am vrut ca să fac nivelul, pardon, nu am vrut să fac nivel, am vrut doar să cresc petul, deoarece mi-am cumpărat un pet. Nu, mi-am cumpărat un pet cu 3 skill-uri și am vrut ca să îl fac nivelul cât mai mare, minim 81. Și na, înainte să pornesc toate cele, am farmat foarte mult, multe arme de 70 în V4 și am zis că dacă tot se apropie sfârșitul eventului și scotea medalia eroilor de Nitep Shop, am zis hai cu bag și am văzut să văd cum crește petul și am văzut că crește destul de bine și am zis, hai că totuși fac și level. Oricum, experiența mergea la pe dar și la mine, deci așa că am făcut level 95. Bun, hai că a fost un intro cam lung. Deci, nu, am făcut level 95, frumos, nu știu ce mai avem pe aici. Gusti, level 86. Nu, am o pui mei. Deci, 16.500 cu el, 15.200-300 fără el. Deci îmi dă cât pe vei, că eu nu știu matematică, vă rog voi să calculați cam cât ar veni. Așa, am făcut petul nivelul 86, cât de cât,
No, o făcut cam greu, să știți, deci fiți atenți, la levelul ăsta deja îi trebuie 14 milioane experiență obiect, aia e foarte mult, deci mănâncă arme de 70 foarte multe, ca să știți, pentru cine nu știe. Așa, bun, am mai făcut aici 11-31, dacă văd și câmpul precedent din primele momente din pădurea fantomă, na, puii mei, au fost cât de cât, sincer, nu prea rezist. Deci mi-ar trebui buff în pădurea fantomă. Este greu, dar după cum ați văzut, greuț, dar că e mai greu. Știu cum zic. Știu cum zic. Bun. Și acum, după cum ați văzut, și am terminat biologul de 85 și anume am trecut la biologul de 90, care înseamnă însemnele liderilor și până acum am livrat 3 însemne. Mai am încă 47 de însemne de livrat, bun. Și pentru care știe, o mai fost și eventul ăla cu medaliile a eroilor și mai picau aceste cufere ale triumfului. Și eu am farmat 262 de cufere ale triumfului. Și vreau ca să-mi ziceți în comentarii voi câte cufere ale triumfului ați farmat. Bun, dar până înainte să le deschid, vreau să-mi caut ceva cărți pentru mine. Pentru șamancă și pentru ninja punal rulant. Izbitură, vârtej, nu e treabă, aruncare, nu e treabă, săgeată, trăvită, suflul lupului, nu e treabă, ok, merge mai departe. Vârtej, cartea, așa, perle ieftine, nu e treabă, perle ieftine, noi numai scumpe, noi cumpărăm doar iteme scumpe ca să ne dăm mare pe YouTube, că noi avem bani. Și ne cumpărăm iteme de 3 ori mai scump decât sunt ele inițial. Ca să facem clickbait, epi, și să atragă lumea. Ok, cioburi, nu ne treabă, ri plus 9, corn. Bă, dar de ce, padame, nu-mi dai itemele jos, dacă tot îți mă pune? Bun, așa, corn, ar corn de balenă. Câte sunt otrăvitele? 700 de capa. Cumpăr freje. Freză de ninja, cum că um par freză de ninja, pm. Da, deci cumpăr freză de ninja, pm. Ok, asta este un rubin perfect, nu este caca, cam scumpărerea mea, nu știu. Așa, tăiș, nu ne interesează tăișul. O trebuie, asta e faină, 400 caca, interesant. Mă, totuși nu cred că merită atâta, un 200 ca maxim, 250. Părerea mea, nu? A, uite că am găsit aici lovitura degetului, 40 de capa, luăm frumos pe barosuneală, cum ne place nouă, de unde se dă ora exactă. Încă lovitura degetului, pot să citesc? Da, dacă ați văzut, bine, am făcut M7 lovitura degetului, abia aștept, nimă, câte lovituri ale degetului are ăsta pe shop? Epi! Ni loviturile degetului, pumnal rulant. Pumnal rulant, iar 40 de capa. Luăm. Bă, dar ăsta zici că șopul, nici șopul. Zici că șopul ăsta a fost făcut pentru mine. Diverse cărți, dar chiar îmi pare bine că... Deci faceți cât mai multe șopuri pe TBD, ca să am și eu ce să cumpăr. Am chiar 800. Nu cred eu că îi... A, forța dragonului, nu cred că e 800 de capa. Nica, am găsit aici forța dragonului. Lovitura degetului. Aici am găsit-o. Da, se pare că am găsit-o. Și hai să culegem, cumpărăm, cum vreți voi să ziceți. E pe Ionela, bâze, iepi. Mai cumpărăm încă o dată. Sferă, scânteie, încă o dată. Încă o dată și încă o dată. Hai să o bătim pe asta, iepi, că nu știm. Oameni răi, pe o parcă, hai să chemăm, pot să zic grădina zoologică, dar nu e grădina zoologică, epi. Grădina zoologică, 14 zile, deci mai am pe 5 zile, mai am 16 zile, deci doar peste 14 zile mai pot să evoluez petul, adică aici la evoluție, hai să vă arăt. Vedeți, deoarece îmi trebuie asta, asta e, Nintex. Ia zi, găsesc și eu un bilet de V2 aici. Da, am eu, 3 caca. Vrei bine, nu? Pa! Epi!
Bun, ce mai avem aici? 1,5 milioane, asta nu interesează, nu interesează. Bun, cărți. Oh, super, nici cărțile. Bă, puii mei, nu. 200 de cărți. Fața mea. Ajutorul Dragomir, 400 de cap a luat. Bun. No. Hai să căutăm mai departe. Corp, corp, vârtej, vârtej, bine cu... Mă, dar ce cu prețurile astea? Bă, fratele meu! Cine îți ia cu 900 de cap, bă? Forță și binecuvântare. Cine îți dă atâta, mă? Aura 1.7, blesurile. Imun, 250, blesurile 2.4, 2.5, 2.3, cam așa variază pe server. Da, aura nu este scumpă, deci chiar să mergeți să vă faceți, pardon, surarme. E 300 de capa bucata. Ce prostii vorbesc, concentrează-te! E concentrare! Da, chiar se merită să vă faceți oară aură, deoarece aura sabiei este doar 1,5 kk și nu, no, pui mei, se merită. Că nu e scumpă, din cauza asta se merită. Ha-ha. Am așa, vin cu alt caracter. Ok, dar acum filmez. Ok, dar acum filmez. Stai că acum filmez. Bârbâr. Ok. Așa, bun. Și Kendra Farm. Ok, ce mai avem pe aici? Hai, cărți. Așa, ați văzut că am făcut peul la ambuscadă pe ninja. Era și timpul. Ni timpul! Cum expiră la inelul de experiență? Un al rulant 150 de capa. Ce poate avea oare? Să cumpără tot map 1. Ce mai găsim aici? Rib. În prostie de asta, oțel plus 90 kk. Bun, imun 20 de avol, 500 de kk. Pietre plus 4, bă, puii mei, nu-i scumpă graba plus 4, părerea mea, doar 3.2. Da, e un preț acceptabil, pot să zic. Uite, am mai găsit pumnar rulant cu 100 de capa. Ambuscada. Aura Sabin. Prostii. Camuflajul. Eu ai mâncă spatele, chiar nu înțeleg de ce mă mâncă spatele. Probabil că nu găsesc cărțile necesare și din această cauză mă doare spatele. Adică mă mâncă, am zis că mă mâncă, mă doare, din mâncarea. Da, înainte de acest let's play am băgat un souvlaki mare. Jumătate de kil de mâncare cu 12 lei, chiar este foarte bun. Nu știu dacă aveți la voi în sat, bară, slash, oraș, comună. Așa ceva, dar e foarte tare Biggie-ul, este în Oradea. Așa și să dezvoltăm un alt subiect și anume se va transforma comune în super comune. Am citit pe internet că vrea să divizeze, să împartă satele, comunele în comune și super comune. Chiar nu înțeleg de ce tot face atâta împărțială, dar am auzit că așa o să pompeze mai bine bani la ăștia. De la comuni, super comuni. Oricum, sunt Martinul ăsta de aici, care e lângă Felix, e cea mai mare, unde este și Felixul, e cea mai mare, pardon, cea mai bogată comună din România. Bun. Deci, a venit momentul mult așteptat și anume Iriticul Mare versus 262 de cufere ale Triumfului. Cum zicea și Pavel Bartos și apropo,
să fac acum preselecții România au talent. Deci dacă aveți talent, rupeți butonul de talent și mereți acolo. Bun, deci. Să-i dăm, așa cum zicea Pavel Bartoș. Să trecem la treabă. Nu-i treabă. Bun, rău. Chiar nu știu ce pică, dar le voi deschide. Nu-i deschisul. Nu-i dintele, nu-i blană. Forfece de scorpion, ce ne mai da, cât decorativ, dinche, porțelan, prostii, deci până acum am primit doar căcat, pișat, mâzgă, untură, Elena Morena și Morena. N-ai de? 200, go! Chiar sunt curios câte pică din 200 de-astea. Dar pui mei știe ce pică, dar om vede. O să vedem ce o să pice vânzător șef. La ce ești tu șef, mă? Lasă-mă, lasă-ne. Hai că încă o leacă și... Coadă de șarpe cu plus. Uai, deja am dat cu virgulă, nu-i mantei vă datul, iepi. A, pica mult, pui mie ce să zic. Bobăzen! Iepi, nu baba! Nu bă, hai să culegem oameni, zen, chiar nu vrem nici. Probabil că ne va ajuta la ceva, adică la nimic. Și aruncăm licorile astea. Nu știu dacă îi le trebuie la cineva, dar eu unul personal chiar nu am ce să fac cu ele. Sincer. Așa că mă voi descotorosi de ele. Descotorosi. Bun, deschidem continuare. Să vedem ce se întâmplă. No, și acum să vedem dropul ce a căzut din prostiile acestea. Bun, deci. O babazen, 14 dinți de orc, fără plus de menționat. Bană de lup cu plus 5. Am crezut că o picam în stres, că nu mai puteam de fericit. Fiere de urs, cremă de față și ac de și două boabe zen. Și forfece de astea. Nu, am ziceți voi dacă am prins bine sau nu, că eu chiar nu pricep. Bun, deci cam atât a fost și cu acest Let's Play. Am deschis 262 de cufere de la event, am făcut nivelul 85, am făcut nivelul 95, petul level 86. Mai trebuie să-i bag experiență obiecte ca să facă level petul 87, să facă normal și biologul ducem aici în fiecare zi, cât de cât încă 19 însemne mai am inventat. Deci cam atât și cu acest Let's Play, la revedere!